citind Noul Testament, ne împrietenim mai mult cu Dumnezeu. Cu cât te împrietenești mai mult cu Dumnezeu, cu atât îți dorești să citești și mai mult Noul Testament și să înțelegi cel mai bine și mai bine ceea ce a vrut să ne spună El în aceste cărți din Testamentul cel Nou. Noul Testament a fost numit de unii profesori de teologie cel mai bun manual de viață al omului. Cel care știe Noul Testament își poate coordona bine și viața lui. Citirea Noului Testament aduce și este și o rugăciune. Chiar dacă nu înțelegi întotdeauna foarte bine, lecturarea cuvântului lui Dumnezeu aduce o stare de har celui care îl citește. Chiar dacă nu o să aveți un loc de frunte în acest concurs, să continuați să citiți Noul Testament, concursul este un pretext. Lectura Noului Testament este un proiect pentru toată viața. Ne împrietenim atât de mult cu Dumnezeu, încât atunci când ne vom întâlni cu El, îl vom cunoaște foarte bine și va fi o bucurie foarte mare că ne-am întâlnit cu cel pe care l-am cunoscut foarte bine din scrisorile lui. Tocmai s-a finalizat prima ediție a concursului de cunoaștere a Noului Testament, organizat la nivel de arhiepiscopie. Obiectivul principal al acestui concurs, al acestui eveniment, este apropierea, am încercat să-i apropiem pe tineri de cuvântul Evangheliei, de cuvântul lui Hristos. Concursul acesta nu este un scop în sine, este mai mult un mijloc de a ne apropia de tineri și de a-i face să se îndrăgostească de cuvântul lui Dumnezeu, cum am spus mai înainte. Nu este foarte important ce se întâmplă în timpul evenimentului, în timpul concursului, ci pe noi ne interesează mai mult cum se pregătesc înainte tinerii și ce o să facă după concurs, dacă au strânit o curiozitate, dacă își pun anumite întrebări, dacă povestesc despre cuvântul lui Dumnezeu. Mă numesc Crăciun Radu Valentin, am 17 ani, sunt de localitatea Costișa, județul Neamț și sunt elev la Colegiul Național Petru Rareș din Piatra Neamț și urmează să dau la facultate în curând, la medicină. Cred că este important pentru noi toți să cunoaștem Noul Testament și Sfânta Scriptură în general pentru a putea să le demonstrăm și celor din alte culte faptul că adevărul este unul singur, nu e relativ, e adevărul absolut și deținut de noi, de ortodoxie, și cred că asta este cel mai important și asta m-a motivat, știind că adevărul veșnic este la noi și că am acces la adevărul veșnic prin Sfânta Scriptură. Mă numesc Hrimiuc Giulia, am 17 ani și vin de la Liceul Dimitre Cantemir din Darabani. Mi-am dorit foarte mult să mă apropii mai mult de Dumnezeu și începând studiul Noului Testament am simțit harul lui Dumnezeu, mângâierea lui Dumnezeu în viața mea și binefacerile Lui. Iar cu studiul pot spune că Dumnezeu m-a ajutat din treaptă în treaptă să descopăr tainele.